astăzi alături la inaugurarea acestui lăcaș de învățământ, care este la nivelul localității, aș putea spune, ca perlă a investiției. O grădiniță cu program prelungit, pentru că și cerințele au fost foarte mari. Am încercat și zic eu că am reușit să ducem la bun sfârșit această investiție, în valoare de vreo 40 de bugetul local pe cheltuieli neeligibile. La acest eveniment am ținut să avem alături de noi pe cei care ne-au sprijinit în realizarea acestui obiectiv, respectiv președintele Consiliului Județean, cu vicepreședinții Consiliului Județean, doamna prefect, domnul senator, domnul deputat Radu Popa, doamna deputat Holban, domnul deputat Ionuț Vulpescu, domnul Țaichianu, care a fost primar și actualmente deputat. Am ținut să marcăm acest moment cu oarecare, deși cu oarecare întârziere, dat fiind condițiile pandemice care au existat la nivelul întregii țări, și am zis că să ne oferim nouă și copiilor și părinților un moment de bucurie și de satisfacție pentru realizarea acestui obiectiv, care se dorește a fi cât mai populat. El are două clase a 20 de copii și dumneavoastră știți foarte bine cum arată. Sper să fie aprecierea la fel din partea oaspeților noștri, că noi am încercat și încercăm în continuare să oferim învățământului condiții cât mai bune și cât mai aproape de standarde ridicate, să zic, să nu zic europene. Eu încă o dată vă mulțumesc. Știu că noi colaborăm împreună cu conducerea acestei grădinițe și a școlii, și am reușit, să zicem până acum, să suportăm cheltuielile, cu excepția mesei care este suportată de către părinți. În rest, tot ce comportă acest obiectiv, apă, canal, energie, încălzire, este suportată din bugetul local. Evident, alături având și contribuția Consiliului Județean, care n-a spus niciodată nu am sau nu pot atunci când am solicitat sume pentru asemenea investiție. Eu mă opresc aici, nu vreau să vă plictisez, pentru că aș vrea să mergem după ce dăm cuvântul. E ceva special, o să vedeți când intrați înăuntru. Nu știu dacă și din cauza că directoarea adjunctă este preoteasă, adică am acolo foarte multe imagini religioase. Eu vă mulțumesc. Părinți, domnule primar, doamnă prefect, domnule senator, domnilor deputați, doamnă inspector din an școlar, stimate cadre didactice, iubiți copii, stimați părinți, este un moment deosebit pentru localitatea Niculești și vreau să-l felicit încă o dată astăzi pe domnul primar pentru ceea ce face pentru localitatea dumneavoastră, pentru că a înțeles foarte bine să investească în mediul educațional, în acest sistem de care avem nevoie cu toții. Domnule primar, felicitări, vreau să vă felicit pe dumneavoastră, Consiliul Local, aparatul tehnic din Primăria Comunei Niculești. Și în ultimul rând vreau să urez multă sănătate tuturor copiilor, părinților, bunicilor, celor care își vor desfășura activitatea în această grădință. Să fim sănătoși, vreau să vă asigur de tot sprijinul Consiliului Județean pentru tot ceea ce am gândit împreună cu domnul primar aici la Niculești. Și în ultimul rând, se apropie sărbătorile și cred că este un cadou frumos din partea domnului primar pentru toți copiii, acum înainte de Moș Crăciun, Moș Nicolae, în primul rând, Moș Nicolae, Moș Crăciun, această grădiniță pentru dumneavoastră. Doamne ajută, la mulți ani să fim sănătoși! Mulțumesc mult! Și pentru mine este într-adevăr o vizită emoționantă astăzi la Niculești, unde într-adevăr infrastructura educațională beneficiază datorită sprijinului autorităților locale, și susținerii din partea administrației județene astăzi două obiective importante. Mi-a plăcut ce a spus domnul primar, sunt în sentimentul dumnealui, de asemenea în sentimentul domnului președinte al Consiliului Județean și, într-adevăr, perlele acestea despre care s-a vorbit să facă să strălucească steluțele.
copiii dumneavoastră să fie sunt beneficiarii, iar pe viitor comunitatea din care faceți parte să aducă plus valoare prin actul educațional care se desfășoară aici. Sănătate vă dorim, succes și susținerea, să știți că este în echipă. Vă suntem alături cu tot întreg sprijinul de care noi putem, pe care noi putem să vi-l acordăm. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.